Înțeleg că se și cere, da, pe surse, demiterea lui Vlad Voiculescu. Acum, Dan Barna a ieșit aseară și a anunțat că USR Plus îl susține 101%. Foarte bine să-l susțină. Problema este că de multe ori, dincolo de susținerea aceasta de partid, trebuie să te gândești dacă face bine sau nu cetățenilor, guvernării în ansamblu, poftim. Dacă nu te interesează de cetățeni, măcar poate te interesează de imaginea care rămâne guvernarea aceea, unde ți-ai asumat niște portofolii. Este foarte slab. Dacă vor ceva neapărat cu domnul Voiculescu să-l pună undeva, nu știu, găsește altceva de făcut, dar nu ceva care ține de sănătatea publică. Nu este. Nu e nicio problemă. Toată lumea e bun manager. Nu toți ne pricepem la toate. Pur și simplu nu știe să managerieze acest sistem la acest moment de criză sanitară. Și am văzut asta. Eu nu înțeleg. Văd că în fiecare zi au foc spitale. Am văzut asta și la Cluj. Undeva există o problemă din moment ce tot izbucnesc incendii. Sigur, nu e domnul Voiculescu de vină că există această problemă în spitalele acestea, dar este de vină că nu găsește niște soluții. Asta e incapacitatea. Foarte, foarte interesant, pentru că am făcut și o analiză la PS News pe acest subiect. Domnul Vlad Voiculescu mereu spune că e îngrijorat de situație, da? Și Întrebat noi două fiind de suntem îngrijorate, jurnaliști, să știți. da, întrebat fiind de jurnaliști în diverse situații, da, cum au fost acele tragedii, acele incendii din spitale, dânsul spune că este îngrijorat, dar așa cum spuneai și tu, de câteva luni de zile nu prea se vede mare lucru reformat de la Ministerul Sănătății. Da, nu prea se implică domnul Vlad Voiculescu din ce vedem noi. E copleșit. Eu cred că problema în această coaliție de guvernare, că de aici începe și proasta guvernare, este că ei se vânează unii pe ceilalți, mai ales că useriștii vin în niște ministere unde au fost miniștrii PNL, că așa s-a Niște întâmplat în ministere ultimul an. importante Sigur, și grele, cheie. și fondurile Exact. europene, și economia bună. Și mi se pare că primul rost pe care ei l-au acolo este să găsească tot felul de lucruri împotriva foștilor miniștri sau colegilor de coaliție. Sigur că există multe probleme și la PNL, dar acum vorbeam de USR și de Ministerul Sănătății. Și mi se pare că ăsta e jobul domnului Voiculescu. E acolo, deschide sertarele, mai găsește o hârtie, mai găsit niște cifre, mai acuză ceva, mai facem un scandal, dar nu ăsta era rostul Ministrului Sănătății. Domnul Voiculescu, dacă vroia, nu știu, putea să intre sau poate să îi predea aceste lucruri unui parlamentar USR care să facă zilnic opoziție la propria putere. Nu știu, dar mi se pare total nepotrivit. Sistemul de sănătate are multe prea multe probleme, avea și înainte de criza sanitară. E un miracol și ăsta cred că e meritul medicilor noștri că totuși se salvează vieți în continuare în țara asta, la cum arată sistemul de sănătate.